O casă cu geamurile sparte, întuneric beznă. Ca să putem intra, am conectat lumina de la camera de luat vederi. Ce am văzut în interior ne-a îngrozit. O femeie cu un bebeluș de 7 luni în brațe într-o cameră unde un miros toxic te înneacă. Dat cu var. Ați dat cu var? Da. Păi da, scoateți copilul. Cum așa am intrat în casă? Femeia a făcuse focul într-o sobă defectă care a umplut camera cu un fum greoi. Mă, n-a putut cu mine ar să stai așa doar. Aici? Da. Ea spune că de 3 ani are un concubin care periodic o bate. Ultima dată a fugit de acasă, lăsându-și cei 3 copii în plata domnului și a luat cu ea numai bebelușul. Am fost nevoit să eu să fac. El dacă s-a făcut de bătută, pe-l bate până vede că nu-ți poți mișca. Imaginați-vă că micuții, 2 băieți de 7 și de 3 ani și o fetiță de 5 ani au stat acolo 3 zile, în frig și flămânzi. Ce ați mâncat în aceste 3 zile? Nic. Nimic? Nici o bucată de pâine? Mă pâine. Flămânzi erau, da, ei ne-au spus că 200 n-au mâncat, erau comări. Comări toți 3 în mână, comări e ca așa. Și-o tăiet fata, o tăiet o bucățică de măr, s-au dus la școală și-au dus lunii. Mai mult decât atât, copiii erau bătuți fără milă și de mama care consuma alcool și de concubinul acesteia care bea și mai rău. Cu mătura te-a bătut? Cu mătura. Cu mătura, cu cârza, cu porga. Îi bătea și pe copiii, la lui era indiferent dacă nu-s copiii lui. Prin astea au bătut-o chiar și capul de păreț, fata cu gura ei ne-a spus. Acum copiii sunt internați la spitalul raional. Vor sta acolo până când autoritățile locale vor găsi o soluție. Dimineața n-au răbdare să le dăm mâncare, fiindcă îi vor mâncare. Prima soluție despre care ne-a spus asistenta socială ne-a șocat. Autoritățile publice locale ca să le ajute pentru ca să facă reparații la casa în care au închiriat-o dânsii. După aceea să îi întoarcem deci în familie, că doar copilul unii este mai bine, în familie este mai bine. Faptul că acești copii s-ar putea întoarce într-o familie în care sunt bătuți e revoltător. Păi, dar ei sunt bătuți acolo. Nu am determinat astfel de capacități de a fi bătut. Dar i-ați întrebat pe copii? Nu, de bătuți nu i-am întrebat. Responsabilii nu par să aibă o soluție nici pentru bebelușul ținut în condiții inumane. Copilul acela, eu m-am întrebat dacă el va supraviețui până dimineață. Era un moment atunci acolo în casă că ei trebuiau să ducă la sora. Bine, eu sunt concediu acum, dar o să revin și o să rezolv problema. Asistenta socială ne-a mai spus că va discuta mâine la Direcția Asistență Socială Raională despre acest caz, dar încă nu se știe cât timp vor mai sta cei 3 copii la spital și cât timp va rezista bebelușul în mizeria în care îi ținut de mamă.